Un număr de 14.238 de hunedoreni din toate cele 69 de unități administrativ-teritoriale din județ vor beneficia de ajutoare alimentare din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate. Se încadrează la primirea acestui ajutor alimentar guvernamental cei care au dreptul la un venit minim garantat prin dispoziției ale primarilor, beneficiază de alocație de susținere a familiei și persoanele aflate în situații critice de viață. Conform legii, persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de produse alimentare aferente doar unei singure categorii din care face parte la data acordării. Distribuirea ajutoarelor alimentare a început de astăzi, primii beneficiari fiind cei din Deva, Brad, Băița și Baia de Criș, urmând ca acestea să ajungă până în data de 2 mai în toate localitățile din județ. Există un program POAT prin Ministerul Fondurilor Europene pentru a da alimente persoanelor defavorizate. Și fiecare primărie, în urma situației care a centralizat-o în teritoriu, va primi pentru a fi distribuite aceste ajutoare alimentare persoanelor care sunt o situație mai precară. Fiecare pachet conține 25 de kilograme de produse alimentare, constând în făină albă, făină de mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conservă de carne de vită, conservă de carne de porc, pateu de porc, compot de fructe, gem de fructe și gem de fructe dietetic. Produsele alimentare se ridică personal de către beneficiari, iar aceștia trebuie să prezinte actul de identitate în original și copie și, unde este cazul, copie certificatului de încadrare în grad de handicap.